Elena Udrea, dezvăluiri explozive, un fost subliniere fals RI a vrut să candideze la prezidențiale, dar nu a avut curaj să, îi spun lui Băsescu. Elena Udrea a declarat, la B1 TV, ce fostul subliniere FSRI George Maior a vrut să candideze la alegerile prezidențiale din 2014, însă nu a avut curaj să, îi spun subliniere F-ului statului de atunci Traian Băsescu. Domnul Maior a vrut să candideze la prezidențiale. Personal, la subliniere fi susținut din partea PMP. Dar dânsul nu a avut curaj să, îi spun domnului presubliniere din tăt Traian Băsescu intenția de a candida. Era normal să îi spun, fusese numit de acesta în fruntea SRI, nu a avut curaj să îi spun presubliniere din tălui ce vrea să candideze. Plus și probabil se gândea ce o să aibă sprijinul presubliniere dintelui dacă va candida. Din punctul meu de vedere, când nu aveam o soluție de candidat din partea PMP, eu a subliniere fi agreat să le susținem pe Maior pentru ce, în opinia mea, gre subliniere IT zic eu acum, fusese om politic, a declarat Elena Udrea. Un senator PNL i-a la întrebări pe Muguri Zrescu, acuze la adresa subliniere F-ului BNR, au luat bonusuri. Aceasta a adugat ce Traian Băsescu nu ar fi fost de acord ca un om aflat în fruntea unui serviciu de informații să candideze la alegeri pentru ce deține informații despre toți actorii implicați. Opinia transsubliniere anta presubliniere dintelui a fost mereu ce cei care au condus serviciile de informații interne nu au ce căuta în politic. Dețin prea multe informații despre adversarilor politici încât jocul să fie corect. De aceea, nu a agreat nici să le numească prim-ministru, ceea ce l-a suprat la vremea respectiv pe domnul Maior sublinierei probabil ce sublinierei dacă ar fi spus Maior de intenția de a candida, probabil Traian Băsescu nu ar fi fost de acord, a completat Elena Udrea.